Salutare, prieteni, și am să vă arăt castanii cum s-au făcut, ia uitați. V-am spus că am să vă arăt castanii în momentul când înfloresc, ca florile după aceea se face castana. E o zi frumoasă de vară, foarte cald, numai că acum numai așa ca pe bulevardul Castanelor și pentru că a intrat soarele puțin în nori și e cam umbră. Ia uitați castanele, acum am să vi le arăt. Ia uitați. Bulevardul Castanelor, frumos ca întotdeauna. Ia uitați-le. Mergem către oraș. După aceea mergem către piața 2 Brasi. Piața veche pe care o știați din copilărie. Da, prieteni, am ajuns în centrul orașului. Târgoviște. Ia uitați trandafirul. Ce frumos sunt trandafirii. Acolo, pe vremuri, odată era cofetăria Bulevard, unde se mergea și se mânca o prăjiturică, se bea o citronadă cum erau pe vremuri. Vremurile aia, dacă le mai țineți minte, n-ai cum să nu-ți aduci aminte. Zi frumoasă, prieteni, ia uitați ce flori frumoase, aici e zona casei sindicatelor. Foarte frumos, prieteni, după amiază, super frumoasă, ia uitați ce minunată, ce frumos aici, ce verde plăcut aici. Cultura frumoasă, așa plăcută prin centru, după ora 5, prieteni. Mergem pe alea plăcută, care îmi place mie, cu flori frumoase. Alea copilăriei, prieteni. Alea care duce către hotel Dâmbovița, hotel Valahia. Frumos, prieteni, foarte frumos.
Dacă aș ști, prieten, cât de frumos miroase teiul aici din parc, cât de super, super frumos miroase teiul, plăcut, foarte plăcut, super plăcut. Orașul acum arată perfect, îmi place. Lume prin parc, uitați, stau pe bunici, se relaxează. Florile. Aici erau odată pe vremuri magazinele, lumea copiilor. Aici pe vremuri, dacă vă mai aduceți aminte, era alimentarea mare. Pe vremuri. Da, prieteni, îmi place să mă plimb prin zona asta. Când trăie în Mănăstirea Stelea, am să intru și eu, dacă că n-am mai fost de mult, să pui și eu cum ai prin mănăstire pe aici. Chiar n-am mai fost de mult prin mănăstire pe aici. Vreau să pui și eu cum ai în mănăstirea, că n-am mai fost de mult pe aici prin mănăstire. Și cred că e mai bine de 10 ani de când n-am mai fost prin mănăstire pe aici. Și după aceea mergem către Piața Doi Brați, prieteni. Ia uitați mănăstirea, foarte frumoasă. Ia uitați și frumoase. O mănăstire foarte frumoasă. Biserica e foarte frumoasă, o biserică veche, veche. Și strada asta veche, așa spuneam în copilărie, Bălcescu, care duce către București și duce către Piața Doi Brați, fiind Pucioasa, strada aia veche pe care o știați, din tinerețe, din copilărie. Clădirile vechi, locurile vechi în care treceați când erați tineri, când erați copii cu părinții, acolo în față este fostul tribunal. Aici era restaurantul Casa Dâmbovițeană, stadionul și fostul tribunal, parcă așa cheamă. Mai în față, clădirea cealaltă, este fosta bibliotecă județeană, dacă vă mai aduceți aminte de ea, prieteni. Iar mai în față, mine, aici pe lângă fosta bibliotecă județeană în dreapta, intrai în problemă în parcul Chindia.
Aici era parcul Chindia, în primul intrai acolo. Trecem pe lângă aceste blocuri foarte vechi. Ia uitați ce frumos e copacul ăsta. Cât de frumos e și cât de frumos miroase, ia uitați. Curtea domnească a turnului Chindiac e deschis, e frumos aici. Ia uite ce frumos e acum. Și în copilire veneam aici, când eram mic, când aveam 12-13 ani. Pe dreapta parcul Chindia. Am ajuns și în parcul Chindia, prieteni. Piața de Braz. Piața aia pe care o știi de mult. Aici unde mănânc eu sâmbăta și duminica mititei, foarte, foarte plăcută, plăcută zona asta, mi-a duce aminte de copilărie de altă dată, pentru că aici odată pe vremuri era un aprozar, un aprozar unde îmi cumpăram brazii de iarnă, nu, prieten, dacă vă mai aduceți aminte. Aici pe vremuri, prieten, dacă vă mai aduceți aminte, era alimentarea aia, doi brazi, dacă mai ziceți aminte, alimentarea aia mare, unde jos aici era alimentarea și sus era îmbrăcăminte și încălțăminte, dacă vă mai aduceți, spriți în aminte, pe vremuri, în 80 și. Acolo, în față, era o librărie, mi-am bine aminte, de acolo cumpăram eu niște mașinuțe mici, erau machetele aia, dacă mai ziceți. Mașinuțele alea, figurinele alea, dacă vă mai aduceți aminte, prieteni, care de jucai figurine cu lișia pe jos și le câștigai. Da, prieteni, am să vin duminică să mănânc niște mici iar aici, pentru că îmi place zona. Mi-amintește de tinerețe de altă dată, prieteni. Vă dați seama aici, unde vin și mănânc un mic, beau o berică, beau o cafea. Înainte îmi cumpăram bradul de anul nou și fructele și legumele iarna. Acesta a prozat. Da, prieteni. Și piața de Braz, am ajuns la piața de Braz, prieteni, piața aia pe care o știați din tinerețe. Aici vin prieteni și mănânc mici sâmbăta și duminica. Uitați restaurantul de Braz, dacă mai ziceți aminte de mult, uitați-l acolo. Acolo era un aprozar în fața aici, unde când venea ziua recoltei, făcea un raf mare, frumos, cu toate culorile a fructelor și legumelor. Iar uitați piața, prieteni, piața aia de Braz pe care o știați de mult, uitați-o. Da, prieteni, vă doresc o zi minunată, o zi frumoasă tuturor. De aici, din piața Doi Brazi, piața veche pe care o știați. Și ulicioara care dă către Micro 4.
Mi-aduc aminte pe această ulicioară până în 1981-82. Era un gutui și toamna când se scutura, datoare luam gutui acasă și mâncam toamna. Pentru că cădeau pe jos și nu era nimeni, și luam gutui și mâncam. Vă doresc o după amiază frumoasă tuturor!